mai grea sau așa a părut? Că s-a deschis scorul mai greu, adică... Da, s-a deschis scorul foarte greu din punct de vedere al jocului, nu au fost probleme, a fost un meci dominat de la un capăt la altul, poate ultimele 5 minute care au venit cu mingile alea lungi și cu 2-3 faze fixe în careu la noi. Am fost lipsiți de agresivitate în careu pentru că dominând așa steril câteva ocazii clare am avut, nici măcar poarta nu am prins-o decât cu Clistei în prima repriză, o bară sau nu știu ce a fost restul, toate mingile au trecut pe lângă poartă. Pe undeva și puțină crispare și oboseală la cei care au jucat marți, ceilalți puțin lipsiți de ritm. Suntem la început de campionat, până la urmă rămân aceste 3 puncte care se adună în drumul nostru de a acumula cât mai multe până la finalul campionatului, care este foarte, foarte lung. Toate echipele vor pierde puncte, toate echipele vor trece prin perioade grele sau prin perioade foarte bune. E important să rămânem uniți la acest maraton, pentru că nu putem la prima înfrângere să intervină semne de îndoială asupra noastră. Astăzi a fost o victorie a caracterului. Îmi felicit absolut toți jucătorii pentru modul în care s-au implicat, au dat maxim din ce au putut astăzi, făcând o paralelă cu meciul de la Turnul Măgurele, unde am suferit foarte mult la acest capitol și asta a fost și cauza înfrângerii noastre. Sperăm că am învățat ceva din acel meci și nu se va mai repeta pe viitor. Când vorbești despre semne de îndoială, te referi la conducere, la fani, la ce, de unde apar din toate părțile așa ușor, pentru că e clubul, așa e clubul, de așa natură, dar nu, eu nu spun, eu nu am niciun fel de problemă. Eu la presiune, la tensiune chiar mă simt foarte bine, pentru că așa sunt croit, dar avem o echipă tânără și s-ar putea ca unii să fie afectați când, văzând că la o înfrângere se aruncă semne de întrebare asupra lor, asupra valorilor. Practic a fost doar un meci, se poate întâmpla. Și Real și Barcelona pierd, nu e niciun fel de probleme. La pauză cum a mai fost? Ca data trecută așa mai... Nu, dacă mă vedeai azi la pauză, spuneai că sunt la biserică, la rugăciune, nu. În niciun caz, nu. Ți-a fost frică să nu-i mai sperii? Foarte calm, foarte liniștit, nu. Am câteva momente am vorbit cu ei, cred că nu știu dacă am vorbit un minut, pentru că lucrurile mergeau bine, atât era. Semnalasem lipsa de agresivitate în careu și să joace puțin mai rapid, în rest nimic. Chiar nu le-am reproșat nimic la pauză, pentru că n-au ajuns la noi în careu adversarii. Impresionant de coreografie, de atmosferă? Da, în tribune a fost superb, o atmosferă fantastică, două galerii înfrățite, două echipe cu suporteri minunați, două echipe al căror loc e în prima ligă, fără doar și poate la nivelul suporterilor. Tu i-ai trimis să salute și galeria Timișoarei? Da, s-au dus singuri, eu numai eu. Să rămân pe teren doar în momentele grele, restul e meritul jucătorilor, modul în care au alergat, s-au dăruit astăzi, modul în care au interpretat fazele când am rămas în 10, asta e o probă de caracter și de la lucrurile astea se nasc marile rezultate pe viitor. Mai aștept jucători? Da. Mai așteptăm jucători, mai e puțin până se termină perioada de transferuri, o să fim foarte mulți, va trebui să renunțăm la unii, asta este viața, să găsim cea mai bună posibilitate pentru ei de a juca în altă parte. Îți mulțumim mult! Mare plăcere! Ziua de naștere, ți-a plăcut? Bună seara, în primul rând, da. M-am bucurat de cele 3 puncte, de această atmosferă frumoasă și ce îmi puteam dori mai mult decât o victorie. Poate și un gol. La vara. Da, promovarea la sfârșit, sperăm să ne bucurăm cu toții de ea. Ai avut o bară, în schimb? Am avut o bară, mai avut, cred că vreo 2-3 cu capul. Trebuia să marchez, să stăm și noi mai liniștiți. Dar ne place să suferim. S-au mai liniștit apele după acea înfrângere? Nu cred că s-au mai liniștit apele. La Rapid se dorește performanță, vrem să câștigăm fiecare meci și adversarii când intră cu noi sunt total transformați. Am văzut Farul, am văzut Chiajna, acum Timișoara, Măgurele. I-am văzut pe toți transformați, am văzut în alte meciuri, parcă se plimbau pe tren, dar asta e Rapidul, toată lumea își dă viața cu noi. Spunea Daniel Pancu, chiar dacă pare puțin nebun, mi se pare că Rapidul are de departe cel mai bun lot din Liga 2, așa crede și voi? Vă dați seama că acest lucru ne motivează mai tare, depinde doar de noi ca să și demonstrăm. Pe hârtie putem spune orice, trebuie să demonstrăm acest lucru și mister ne dă încredere de fiecare dată. Colegii tăi au fost să salute galeria Timișoarei, tu nu te-ai dus? Nu m-am dus, vă dați seama că nu pot să merg, îmi salută proprii suporteri. Dar sunt, toată lumea știe, sunt arădean, de mic sunt cu UTA și nu pot să merg să salut galeria adversă.
Ai împlinit 25 de ani, nu știu, ce vrea să spună peste 5 ani despre tine? Că sunt sănătos și că mai joc fotbal, la un nivel mai înalt. În cupe europene, cu Rapid, undeva, pe unde? Să dea Dumnezeu, de ce nu? Ai primit un cadou de la colegi sau aștepți acum? Știu, niște urecheli, m-au urecheat în vestiar puțin. Da, mergem acum să sărbătorim, bem un pahar de vin. Și la somn, la odihnă, că avem miercuri meci în cupă.